Chirilă! Chirila Rimeze! Munta mea Ilenuță. Hai, mamă! Seara! Bună! Cu cine avem onoarea? Stai că nu mai am nicio, de niciunele să vorbesc. Tot ce am învățat. Așa, Andra Kovaleov, București, 43. Cu ce vă 37. Ocupați? Ce bună asta! Asta e Andra! De... 90-60-20! Lasă-mă să ghicesc, actriță? Nu, a fost o încercare în liceu, dar nu... Dar de ce? Nu s-a lipit? Nu s-a lipit, bine s-a lipit, păi... dar părinții... Născută unde, în București? În Berceni. Aha! Am prins! Scenarii! Așa! Dar puțin, pe urmă m-am mutat mai central. Băi, a fost cu foarte mult suflet, a fost cu foarte mult struguri prin boltă undeva la 2 mai seara când se... Eu sunt rochistă de fel, se răcește. Că... Da, stai că te-am simțit, stai tu liniștită. A fost, a fost cu skepsis, a fost, a fost bine, a fost foarte bine. Mulțumesc, am avut emoții enorm de multe. Mă faci curios ce înseamnă asta, sunt rochistă. Faci rochii? Da, adică sunt în rochie. Faci asta de felul tău? Trăiești din asta? Nu, trăiesc și din asta. Opa. Sunt o persoană... Polivalentă. Cel puțin dublu valentă. Predau chestii tehnice, cu matematică și nu știu ce. Ha? Și și cânt. Și faci rochii? Rochii 4. Predai matematică? Nu matematică. Rochii 4, dar... bun, bun. Nu. Ceva care conține zona asta. Ce este acel ceva? Structuri pentru construcții. Ce fel de structuri? Smiley. Fratele tău a făcut construcții. Serios? Da. Ai... N-a fost la mine, nu mi-a fost student, dar a fost într-o serie paralelă. Ia auzi, nu te-ai întors. Băi, deci o să-i spun lui fratele, deci doamna profesoară. La Politehnică? La construcții. La construcții, la facultatea de construcții. Dar și cânt. Da. Și da, nu, asta... Da, sigur cânti. Stai liniștit și bine. Da, n-a fost cea mai bună, adică eu știu ce pot și nu. Nu ești în cea mai bună formă? Mi-aș dori să-mi dai șansa să încercăm să mergem cât mai departe în concursul ăsta, pentru că sunt sigur că se poate repeta fiorul ăsta pe care l-ai transmis. Cred că ne leagă multe chestii așa, simt cumva. Andra, Irina, mă uit la tine și sper să n-am dreptate, dar par genul de concurent care s-ar duce la Tudor chiar dacă ar fi întors 4 scaune. Și sper să am o șansă în fața ta, pentru că îmi doresc foarte mult să vin echipa mea. Și nu doar pentru tine, dar sinceră să fiu și pentru mine. Vorbeam la un moment dat despre un fel de inteligență, înțelepciune pe care trebuie să o ai pe scenă. Și tu ai această înțelepciune.
Și mi-aș dori să o transmit și la ceilalți din echipa mea. Nu știu dacă tu vezi un rost în ceea ce spun eu, dar foarte profesoară fiind, știi foarte bine că să înveți pe alții este un lucru nobil. Foarte. Și de ce să te mint, mi-aș dori să creez cu tine, în echipa mea, niște momente de genul ăsta. A fost ieșit din comun, a fost... Îmi place să a fost bat câmpii muzică. Special. Pentru momente de genul ăsta, pentru momente speciale de genul ăsta, îmi place să fiu antrenor la Vocea României. Da. Eu aș... A fost un pic didactică pledoaria ta, Irina, și cred că e frumos să fii profesor fără să fii profesor. Cred că, de fapt, spre asta tindem acum. Cum să te învăț ceva fără să te învăț ceva? Nu cred că înțelepciunea este ceva ce tu ai nevoie, ci mai degrabă să nu stricăm corola de minunea lumii, adică să nu blocăm creativitatea. Când nu vorbește Irina despre Tudor, vorbește Tudor despre Irina. Așa legătură n-am mai văzut niciodată. Doar în Tolstoi, pe care îl citeam pe vremuri, Război și Pace, aceste două personaje ajung. Știi cum cade bolovanul în baltă? Da. Așa e când îl întrerupe Horia un discurs. Și la statică e o metodă cu căderea bătului în baltă, cum se... Și mai trebuie să mă gândesc, nu? Ar trebui să alegi cumva. Și un prieten mi-a zis, alege cu inima, dacă se întorc mai mult de unul, Doamne ajută, inima mea mă trimite în ambele direcții. Trebuie să alegi, Andra, ce stai momentul. Nu faci asta, Irina? Cred că trebuie să fie și un pic de rațiune. Vreau să continui drumul. Numai Irina poate să cânte pe două voci. Vreau să fiu exploatată muzical și, Nicu, dragă, și să iasă chestii pe care nici eu nu le știu. Bestia din mine. Tine. Păi... O să merg cu Tudor. Tudor Chirila! Noroc, am un rău discurs.